Contractele la control. Ministrul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică să verifice contractele încheiate de unitățile sanitare cu firma acuzată de vânzarea dezinfectanților diluați. În cadrul videoconferinței de astăzi, Ministrul Sănătății le-a cerut reprezentanților direcțiilor de sănătate publică din țară să auditeze toate contractele încheiate de către unitățile sanitare publice din subordinea Ministerului cu firma Hexifarma. Totodată, ministrul a cerut sprijinul Ministerului Afacerilor Interne ca toate spitalele publice să fie auditate. Pentru informarea pacienților, tot astăzi, Ministerul Sănătății a făcut publică lista spitalelor de unde au fost preluate probe neconforme în urma controalelor realizate prin intermediul direcțiilor de sănătate publică din țară.